Nu știu cum a fost pentru voi până acum, pentru mine fiecare întâlnire pe care am avut-o, fie că am avut-o cu slujitorii, cu tinerii sau cu familiile, a fost o întâlnire specială și cam niciuna n-a semănat cu cealaltă, pentru că fiecare familie are parfumul ei, frumusețea ei, câteodată problemele lor, dar și biruințele lor. Cam acolo ne încadrăm și în seara aceasta, când avem tot o familie specială. Bine ați venit! Mulțumim. Mă bucur că v-ați făcut timp, familia Müller. După cum se aude, sună foarte românește. Deci, cu alții începeam din trecut. Acum cu voi zic să începem direct în prezent și să ne spuneți ce faceți astăzi, la momentul de față. Cu ce vă ocupați viața? Suntem în Petrești. Unde avem o casă de copii cu momentan 50 de copii. 50 de copii. 50. Și asta lucrare facem acum 20 de ani. De 20 de ani faceți lucrarea asta. Am venit în anul 1999 în România și de atunci lucrăm cu copii. Ia să vedem, de unde ați venit în România? În Germania și înainte din Franța. Din Franța. Deci acolo sunt originile, în Franța. Amele, da. Da? Și te-a lămurit să te duci în Germania, că e mai bine. M-am căsătorit. Și cum te-a lămurit să vii în România? Un pas de credință. Un pas de credință pentru el sau pentru tine? Pentru noi doi. Pentru voi doi. Bun, dar în Germania ați avut de-a face cu copii orfelinate, ceva? Nu, ne-am gândit să facem o lucrare similară, dar n-a fost cerut prea mult. Și din punct de vedere material și nu, de tot, toate punct de vedere. A fost cerut foarte mult Condiții foarte multe. condiție prea bun pentru o lucrare similară, mai bun decât ce avem în familie și atunci ne-am orientat puțin altundeva, dar de fapt aveam deja de la început, când am cunoscut dorința să mergem în misiune împreună. Dar locul nu a fost definit în România, mai spre Africa. Mai spre Africa, da. Da. Și vă gândeați tot la lucrare cu copii? Nu neapărat. Nu. Misiune la Misiune. dispoziția lui Da. Dumnezeu, Da. împărtășim Evanghelia, vedem Absolut. ce se Am întâmplă. avut mai mult loc deja propus, dar al treia copii s-a născut foarte bolnav din inimă și atunci a trebuit să renunțăm Bun, deci la când nurile vorbești de al noastre. treilea copil care s-a născut cu probleme la inimă, vorbești de copiii voștri. De copilul nostru, da. Înseamnă că voi ați avut copii, nu v-ați apucat de copii pentru că n-ați avut copiii voștri și ați vrut să ajutați copiii, nu știu cum, din dorința că dacă noi avem pe a noștri, hai să-i ajutăm pe alții. Nu, am avut deja 5 copii când am plecat în România. Voi ați venit în România cu 5 copii. Cu 5 copii. Încep să înțeleg, nu, încep să înțeleg un pic expresia act de credință. Dar ce știați despre România? Nimic. Ah, e bun. Am crezut că sunt măslin și Palmieri. palmier. Da. Așa mai grec, m-am gândit că mai viața ca și în Grecia. Da, Mediterană, da, da. trebuie, da. De asta poate nu am avut așa emoție să plec. Acum, eu nu o să mă simt jignit că n-ați știut voi nimic despre România, Doamne, ce țară, nu? Am Da. știut Dar e bine puțin, că ați da. gândit-o așa, că n-ați știut voi atâta de miorițe, de mioritic, e bun, e bine. Ceaușescu n-a fost cunoscut nou Da, a în început bun, Franța da. și gata. A început bun. Bun, deci vă hotărâți că veniți în România, da? Și de ce zona asta? Nu, noi am rugat tot timpul pentru un loc de misiune. Și prima dată s-a deschis ușa spre Africa și am avut deja un loc fix. Și cum a zis soția, în cauza al treia copii a fost bolnav în inima, clar, căldură, Africa, asta. Ca să am rugat, după ce am avut cemen, și acum cu 5 copii mici, niciunul a mers și la școală și cel mai mic a fost cemen, am lăsat puțin gând la misiune. La plecare. La plecare am avut A zis că avem misiune aici. Aveam misiune și în biserică, Dar dar când nu. fetele au avut 2 ani, iar așa am început să ne rugăm și gândim și, cum se spune, de întâmplare, și bineînțeles nu este așa, Dumnezeu a condus așa, am auzit despre un camin în România, am început cu tineri de la adunare, să adunăm haine, am vrut să facem un transport
de ajutoare și în pregătire prin diferite contacte am auzit despre asta copii, cămin care există deja în Petrești. Și am trecut acolo și nu a fost un conducător și atunci am găsit repede că este un răspuns din partea lui Dumnezeu, un loc pentru noi. Deci aici era căminul, dar nu avea cineva să se ocupe, nu avea exact. Pe cineva să aici se ocupe. Aici a început cineva lucrare în 94, a fost 15 copii, dar în 99 nu mai a fost un conducător, numai 2 sau 3 educatori care a încercat să ține lucrare în continuare. Și am fost singur și după ce am sunat la soția, știți, uite, cum este aici, Gret. Este bine pentru noi, este un răspuns și clar, atunci pentru soția a fost... Sunt într-o curte și sunt sub vie. E foarte frumoasă. Avem deja o casă. Romantic. Exact. Cu asta a încercat să mă convins. Și bineînțeles, Dumnezeu a condus. Când am fost prima dată, un vecin a oferit să vinde o casă. Eu am lucrat la Deutsche Bank în Germania. Când am venit înapoi, șeful meu a oferit că locul meu dispare, nu mai este, trebuie să mut în alt oraș. A fost prea departe. Deutsche Bank a zis, uite, primești ceva bani dacă pleci. Suma a fost exact asta care a fost cerut aici de la vecin pentru casă. Atunci a fost chiar... Ai văzut cum le leagă Dumnezeu, da. Da. Noi am zis, ce mai puțin un an jumate avem nevoie în Germania să închidem tot. Și a fost în martie 1999 și în septembrie 1999 am mutat cu toată familia aici. Deci se poate și cu viteză mai mare. Dacă, da. Dacă, Dumnezeu, dacă Dumnezeu lucrează, da, și schimbă el vitezele. Bun, când ai venit în România, nu te-ai așteptat să fie probleme? Sau, ce așteptări aveai? Nimic. Că nu știai nimic? Mă, da. Am fost înainte în Africa și am găsit Africa european. Nu știu, am înțeles bine, o să-l întreb pe Paul la filmare, deci a fost în Africa și a găsit Africa europeană. Da, e ok, îmi place cum sună, așa, pe direct, pe... Și dezamăgiri nu? Nu. Că dacă nu ai așteptări, cum să ai? Nu, pentru mine misiune nu semna te duci la confort și te faci confortabil. Nu n-am așteptat la mai confortabil sau mai modern sau, mă rog, au fost condiție cam, cum se găsește altundeva. Bun, acum n-are rost să ascund celor care ne urmăresc, cu unele familii care discut, nu știu dacă ne-am văzut unde aveam viața noastră, ne vedem aici prima dată, dar aici trebuie să mărturisesc că eu am fost de două ori la voi, da? Nu mai contează în ce... și... Uite, m-am gândit să vă pun o întrebare, că la alții n-am prea știut, dar acum la voi știu. Voi, când m-ați primit acasă la voi când a fost? Da. Și nu aveți o altă casă secretă? Nu. Nu, vă spun de ce vă întreb, pentru că ați venit ca misionari. Dacă mă întrebați pe mine, n-am fost prin toată casa, dar locuiți într-o casă simplă. Deci nu am văzut acolo nici figuri, nici fițe, eu zic simplă, alții poate că ar spune altfel decât mine, adică foarte simplă, dar eu o să încerc să fiu așa, o casă simplă, fără figuri, fără nu știu ce modernisme pe acolo, că na, mai sunt și misionari din ăștia care dacă vin și trudesc pe ogorul Evangheliei, poate să-și facă o casă frumoasă. Și acum s-ar putea să-mi iau niște castane pe chestia asta, că o zic, avem și slujitori în România care așa au fost binecuvântați de Dumnezeu, că, de ce să nu spun, trăiesc în lux. Adică eu mă bucur că noi suntem legați de cer și că valorile noastre sunt acolo, dar trebuie să recunosc că sunt slujitori în România care... sunt foarte legați de cer, dar aici pe pământ o duc foarte bine. Nu, pentru că nu mă interesează lucrurile astea prea mult, nu am fost așa șocat de ce am găsit la voi, dar n-am putut să nu observ lucrul ăsta. Și am zis că vă întreb, nu, că băi, ăștia mai au ceva ascuns pe undeva sau... Nu avem. N-aveți? Bine, ați fost în prima cameră și în spate din perdea. E puțin mai privat, că până acolo unde am fost împreună, e în continuu
tot vine lumea. Vine lumea. Nu, dar asta e curiozitatea mea, acum trebuie să o spui. După perdeaua aia urmează aurul, argintul, palatul. Am renunțat intenționat în Germania și am hotărât să nu trăim în lux și ce premim să-l dăm mai departe. Să nu-l oprim la noi. Da, asta face un pic de logică, că dacă ați venit aici, n-ați venit pentru lux. Dacă vă interesa mai bine, nu veneți în Africa. Și, între parantez, pentru mulți români care ne cunosc, suntem cele bogați. Atunci, discrepanța între impresiile de unii și alții e foarte, foarte mare. Da, voi ați umblat un pic prin România. Mult, da. Și, acum nu trebuie să răspundeți la întrebare, dar ați fost așa prin zone unde dacă v-ați uitat în sufletul vostru, a zis, bă, românii ăștia nu sunt chiar așa de săraci cum... Așa impresie de mulți musafiri care vin la noi. Dar nu sunt chiar toți necălziți așa. Nu, mulți nu sunt necălziți. Și groapa între cei necălziți și cei care au nevoie e destul de mare. Și cum ați spus, între cei credincioși care sunt în lux și cei credincioși care... renunț la lux. Bun, acum nu înseamnă că acuzăm pe cineva care a fost binecuvântat de Dumnezeu, dar stau uneori și mă gândesc dacă n-am putea folosi resursele mai bine, dacă am fi un pic mai orientați înspre slujirea altora. E o întrebare care mă mai frământă așa câteodată și eu zic că până ne frământă ceva e bine, că dacă nu ne mai frământă nimic, ori suntem desăvârșiți, ori morți, adică mai degrabă morți. Bun, de unde, deci fată franțuzoică, da, mutată în Germania, gând de misiune. Da. De unde gândul de misiune? Pe la părinți. Tata a fost misionar în Africa peste 30 de ani de zile, s-a dus aproape în fiecare an. N-a locuit acolo, ce s-a N-a locuit, se duce o dată pe an și a lucrat și până azi inima lui e legat de frații dincolo. Mm-hmm. Ia tata și el n-a luat și prin Franța în vizita la nevoioși. Și în Franța se poate face misiune? Da. A adunat și el mulți credincioși și a construit biserica. Și a dus mulți la credință. La credință. A fost ceva, e o moștenire, este ceva care ne-a dat mai departe, că nu trăim pentru noi și binecuvântare pe care le primim și material să le dăm la dispoziție lui Dumnezeu, să ajutăm și noi mai departe, fiecare cum poate. Și din meserie mea am fost și în Africa și de asta m-a legat inima puțin mai mult din Africa. Nu ne-am gândit la România. Bun, Dumnezeu are planul de lui și e bine că, uite, vorbim de 20 de ani în care cred că ați avut confirmare că Dumnezeu v-a trimis aici prin felul în care v-a folosit. Bănuiesc că n-a fost chiar ușor. Nu, ușor sigur nu a fost, dar faptul că n-am văzut la început că Dumnezeu a luat lucrurile în mână și El a pregătit și a deschis ușa și a lucrat. Asta după ce a fost o confirmare, mai ales atunci în astea zile, când te gândești mai degrabă pleci ieri decât astăzi. Știi ce mă gândesc? Deci când ați venit voi, copiii vă erau mici, nu puteau comenta. Oare acum? Așa, nu au poate unii gândul, dacă mama și tata stăteau în Germania, ce făceam noi astăzi, cine eram? Nu. Nu cred că au nici gând așa și cele mai mulți se simt acasă. Am vrut să vă întreb, ultima dată când am fost la voi, ăia care spălau vase și erau ai voștri? Da, sunt ultime gemeni. Îi puneți și la lucru. Bineînțeles. Da, care e logica să spui copiii la lucru? Dacă vrei să le dai și binele pentru viața lor, trebuie să le învăț și că binele vine și din muncă. Binecuvântarea lui Dumnezeu vine și prin muncă. Cum s-a dezvoltat lucrarea după ce ați venit voi? A fost atunci 12 copii, dar a fost deja adolescenți. După ce noi am început să luăm copii mici, atunci a fost sub
conducerea protecției copilului, adică ei a trimis copii. Am mers bine prima an, dar s-au fost foarte mulți copii de familie de rom. Și când copiii au fost 3, 4, 5 ani, a fost trimis înapoi în familie lor și ne-am zis că asta... Ei nu renunță la copii, așa, nu prea renunță. Nu, și ne-am zis că asta... Ți-l dă să-l crești, dar nu renunță. Da. Și nu a fost neapărat scopul de ce ne-am venit în România. Și oricum după ce ne-am pierdut contact cu copii. Și după ce condiție din cu intrare România în Unitatea Europeană, condiție din partea statului și protecția copilului a fost tot mai mare. Și iar și a fost un punct unde am zis că o casă de copii, după toate astea condiție, nu pot face numai cu donații. Alte surse de donații nu am avut. 3 feluri de mancare, numai haine noi și chestii din asta. Nu, că eu am înțeles un pic de ce. Nu am fost implicat direct, dar ca biserică am încercat să ajutăm copiii prin casă de copii și, în fine, să las povestea scurtă. Am mai întrebat și colegi din țară care se ocupau și undeva aberația care o vedeam de la statul român, că nu contează ce condiții ai acasă, dar pentru copiii de acolo îți impuneau niște condiții cumva imposibil. Deci știu că la un moment dat, dar cu foarte mult timp în urmă, cam oriunde întrebam și atunci vorbeam, și acum eu cred că e o valoare, dar spunea, nu poți să te ocupi de un copil la condițiile care ți le iei fără suma asta pe lună. Adică, și atunci e foarte greu, da. Și atunci, în 2007, noi am renunțat la gând de casă de copii și am schimbat noua denumire și de atunci suntem internat. Adică noi facem exact la fel, dar nu mai numim casă de copii, numim internat și lucrăm liber. Internat în România este lucrare liber. Oricine poate să face asta, fără condiție, fără control, protecția copilului chiar a fost mulțumit că noi am continuat așa și de atunci a fost mult mai ușor. Deci, bun, să vedem procesul. Voi luați copii, da? Uh-huh. Din diferite medii, diferite condiții, copii care trebuie ajutați. Acum, înainte, când am fost casă de copii, am primit numai copii unde părinții au pierdut drepturile părintească. Asta înseamnă că copiii au fost obligați să vină la noi, părinții, bineînțeles, au fost împotriva și asta a creat o situație foarte, tensiune, foarte greu. Da, da. Deci nu am avut nevoie de pasnic fiecare noapte, să nu fuce un copil. Și nu aveam susținere din partea părintească. Da. Da. Deci din partea statului. Bun, pentru că voi erați cumva dușmanul care mi-a furat copilul. Exact, da. Exact. Plus, minus, și după ce când am schimbat cu internat, atunci noi am putut să alegem singur pe cine din copiii am luat. Părinții au durit conștient faptul că ei nu reușește singur să fie orfan sau știu sau familie. Bun, dar nu trebuie să fie neapărat orfan, nu? Poate să trăiască părinții, exact. Să fie condiții grele și da, voi să... condiții grele. Da, și voi ajutați familia respectivă. Exact. Ajutați. Și atunci părinții au trimis copii, copilul a înțeles, părintele meu a trimis, a venit în bună voie și lucrează altfel. Se schimbă, da, și absolut. În inima copilului și în inima părintelui și e mai ușor pentru voi. Și de atunci am putut să luăm mult mai mulți copii. La început a fost numai 20. Și atunci 30. Copiii vin, locuiesc acolo la voi, da? Da. Și ce fac? Fac școală? Fac... Stă tot anul școlar la noi, frecventează școală la noi, după masă face lecție la noi, alte activități în timpul liber. Dar unde se duc? Se duc în școală din localitate sau la voi? Aveți avem o școală... diferite școală în sat, în oraș și unii, pentru unii facem școală la noi. Cei care câțiva ani nu mai au fost la școală, să are probleme și ajutăm pe ei să revine și după ce trebuie iarăși la intră în sistemul public, exact, da, exact. Da. Și care e experiența după 20 de ani de investiție și muncă grea, zic eu, dacă n-ai o chemare din partea lui Dumnezeu, nu cred că poți să reziști. Aveți mulțumiri, aveți bucurii, ați prins și momentul în care să culegeți roade frumoase. Da, sigur. Acum numai după 2018 avem o evidență clară, adică scris și de la 2018 până acum pot să spunem din 80-90% de copii care au fost la noi a reușit să iese din această situație de sărăcie. Sărăcie, alcool și mai departe și trăiește astăzi o viață unde se descurcă bine.
mulți în străinătate, dar și în România. Și dintre 70-80 la 100 se pocăit, se îndoasă Dumnezeu, sunt botezat astăzi membri la biserică, unii chiar lucrători la biserică. Deci asta, voi sunteți un fel de părinți care vă ocupați și de aspectul material și de viața spirituală. Da, într-un fel. Unde e mai greu? Spiritual. Spiritual? Acolo e lupta mai mare, da. Bun, dar ați avut cazuri de copii care la început ai zis că nu iese nimic bun din el și apoi să vezi că totuși Dumnezeu face transformare. Zi-mi măcar un caz. Care ți-l aduce aminte? Daniela. O, da. O fată din zona noastră, au fost 5 fete la noi, mama lor a murit, tata lucrea așa de zi și a fost destul de greu cu toate 5. Dar prima s-a străduit și la școală, a reușit până în a 8-a, la profesional a fost. Da, început profesional. Nu a gatat profesional ultima jumătate de an. Și s-a întâlnit cu baia ce a vrut neapărat să plece. Și am spus, tu, draga, nu pleci, faci gata școala. Dar ea s-a pocăit între timp, trebuie să spun, s-a pocăit. Și a ajut ea cum putea după măsurile ei. Și în fine a plecat, a rupt legătura un timp, până că 2-3 ani mai târziu am aflat că are un copil, că e cam necăjit. Și am reluat legătura și am ținut legătura. Între timp e și botezat, e mama de 2 copii, ține casa bine, simplă, și este o femeie tineră fericită. Și în păcat cu Dumnezeu a avut și ea un copil prematur și foarte bolnav în vară trecut, dar a acceptat toate situațiile din mâna lui Dumnezeu și dorința ei a fost doar să găsești cineva care vine la ea la spital să se roagă cu ea. Wow, a spus, tanti Sara, măcar să-mi găsi cineva care mă vizitez. Condițiile și sunt urât, sunt tratat ca erom, dar tot așa nu e important, dar mă simt așa de singur și am nevoie de cineva care mă încurajează, care se roagă cu mine. Și asta a fost pentru mine o experiență foarte, foarte frumoasă. Și așa, în paranteză, ai găsit pe cineva? Am găsit, când s-a dus în Cluj, am găsit de o familie a pornit o lansă de ajutor și a fost foarte, foarte bine. Frumos, aici se vede religiunea curată și adevărată, da. Când oamenii pun în practică ce au învățat. Cu cine e mai greu, cu băieții sau cu fetele? Din păcat cu fete. Cu fete. Da. Ei sunt mai mult legat cu familia lor și în primul rând cu mama și greu să se obișnuiește. Și dacă se obișnuiește, când se întoarce acasă, se rupe ceva. Trebuie să spun, dacă mama nu e credincioasă, acolo e cel mai greu. Și fete sunt mult mai legat de rude, de... Bine, dintr-un punct de vedere e normal. E normalitate. Apoi nu vorbim totuși de tineri foarte maturi, e și vârsta cealaltă și atunci influența. Asta într-un fel, că aici te gândești ce-ți dă putere să mergi mai departe, pentru că dacă cel puțin la început te-ai duce doar pe succes, eu cred că foarte ușor aici, da. Cum ai zis, investesc, nu știu, o lună de zile într-un copil, vin părinții 2 ceasuri, îi mai învață 2 înjurături. Așa. Și pleacă. Și ăla mi le-a învățat pe de rost toate, nici nu s-a chinuit. Și... Da, dar e mare lucru că vă propuneți să vă pensionați repede. Ne-am găsit până acum un verset la Biblia unde se scris ceva despre pensiune și... Dacă voi sunteți în slujire, da, voi sunteți în slujire, nu la pensiune. Așa, deci vă gândiți să continuați. Da. Să continuați, da? E bun, copiii voștri, la ce vârstă sunt acum? Primul are... 27 de ani.
Și ce ultimii cemeni, 12, primește 12 ani acum. Căsătoriți? Primul e căsătorit, are doi copii, este misiune în Pakistan. În Pakistan? În Pakistan, a început o lucrare similar cum facem noi aici în România. Dar acum, de ce nu a stat în România, s-a dus în Pakistan? O trebuie să fugă neapărat de voi sau de ce? Nu a văzut necesitate să stă lângă noi dacă are capacitate și putere să face Al doua e și căsătorit. Dar nu cred că le e tare ușor în Pakistan. Nu, dar nici tare greu, cred. Ce mai puțin pe ei, el a învățat foarte mult limba, s-a obișnuit foarte, foarte repede. Eu cred că este greu, dar e mers cu convingere și... S-au acomodat. Dacă inima e acolo și convingerea că Dumnezeu îi vrea acolo... Și tot așa, Dumnezeu a deschis ușa, este aproape imposibil pentru o misionar din străinătate să primește visa. Și din stat a primit viza de lucru și tot Dumnezeu a deschis ușa, a primit o clădire veche, o școală care nu vrea să acomode, pot să primește copii. Și asta te-a mult curaj și putere să... Deci minunele lui Dumnezeu nu țin de continent, de țară, absolut de timp, de țin de Dumnezeu. Da. Frumos. Absolut. Și al doilea este tot căsătorit și lucrează tot la noi dintre Rom. La adunare. Știu că pe al doilea îl cunosc. Da, cunosc. Nu, să nu le spun povestea, nu? Să nu le spun povestea cu mâncarea. Cu mâncarea. Asta merge. Da, că e frumoasă așa. Asta, în pauză. Păi aia care nu mai știm. În loc de pauză publicitară, vă dați seama că noi vorbim bărbați între noi și bărbații le hotărâm repede. Îl sun pe fratele și îi spun că trec pe la ei. Sigur, eu ajung mai repede decât îmi propun eu. Nu știu de ce. Mașina a fost de vină, drumul liber, în fine. Și fratele mă întreabă, zice, noi acum ne pregătim pentru masă, păstrez o farfurie de mâncare. Eu zic jumătate. Nu mi-era foame, dar dacă omul neapărat se oferă. Dar bineînțeles, bărbații nu prea găsesc ei rațiunea de ce să vorbești cu nevasta pentru o jumătate de porție de mâncare, nu? Întâi îi spui la fratele să vină la masă și apoi îi spui neveste, îi vezi că pregătești o... Acum nu v-ați prins cu sora care totul e calculat așa, începe febra și dacă nu ne ajunge mâncarea, sau ce-a fost? Că nu, eu n-am fost în plan acolo, cum a fost? Unde e pentru doi și pentru trei. Da? Da. Că ideea care a fost, asta mi-a plăcut foarte mult, ajung la ei și vine băiatul și zice mâncați la noi, nu la mama. La voi, nu la mama. M-am dus sus, da? Și acolo mă întâlnesc cu nora, da? Și eu n-am ce face, zic că și când ai aflat că o să ai musafiri? Ce 10 minute. Da, bun, ne așezăm la masă, super, fain. Deci a gătit băiatul, deși nu știa că venim, că ei se ajută unul pe altul, mâncare foarte bună. Și stă nora, se uită la mine, zice, deci știam cu vreo 2 zile înainte că veneați, o anunțam pe mama, o sunam pe sorul mea, mă duceam la cumpărături, întorceam casa pe dos. Și eu zic, da, pentru ce? Nu știu ce, că așa eu. Zic, ce bine. Deci am ajuns la concluzia că dacă afli cu 10 minute înainte, chiar ajunge. Da. Că de obicei facem mai mult decât nevoie. Nu, acum n-am vrut să fiu rău, dar nu, dacă am văzut că m-ai trimis la ei la mâncare, am zis sus, dar n-am făcut, am zis hai să-i ducem și la mama de jos o porție. Da, m-am oprit, da. M-am pocăit și am zis că nu mai rămânem aici, nu mai punem acolo. Facem băiatul, facea, nicio problemă, are humor. Te mai ceartă câteodată așa sau nu? Nu prea. Doar îți explică. Frumos, a 10-a oară. Clar și frumos. Clar și frumos. Mm-hmm. Și cam de câte ori trebuie să explici unui om până pricepe? Un om nu știu, al meu e destul de înțelept, da, că nu l-aș pe căsătorit. Nu l-ai fi luat. Hai. Nu mai ales că e nemț. Da, te aștepți de la el, ein Mann, ein Absolut. Wort. Absolut, da? Ein Mann, ein Wort. Dar cum te-a convins să te măriți cu el? Nu, a fost o afacere cu tatăl meu, cred, mai mult decât... Afacere cu tatăl? Ce treabă aveam? Da. Misiunea? Sau nu? Nu,
eu n-am fost interesat deloc peste frontieră. Pentru mine, franțuzoica e Franța și mai sud. Dar... Nu de mândrie sau ceva, e Franța. E naționalismul. Da, 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 Franța e Franța, Franța, punct. Franța, da? Și oricum, Germania nu a fost niciodată țara mea. Nu intra dorită, neapărat nu. La... Nu erai nu. Fan o, German. Nu, deloc, da, da. Deloc, din potrivă. Limba ți-a plăcut? Deloc. Nici până azi zi, dar... Da, așa. Da, o vorbești? O vorbim zilnic. Acum, astea sunt probleme. Părinții nu sunt francezi, sunt elvețiani și se retrage din Germania. Dar asta a fost în trecut. Bun, e complicată situația. E foarte complicată. E foarte complicată, da. În fine. Și el a dorit totuși să mă câștigă pe mine și... Bun, dar cum a aflat de tine? Că acum ești curios, a aflat de tine, de tata, de... Noi am întâlnire peste graniță cu bisericile noastre și cu tine și așa mai departe. Și el... Deci pentru tine nu prea există bariere, da, așa, misiunea e... Ne duceam la conferință, la întâlnire, asta nu a fost problem. Numai că fiecare cu granița lui, conferință așa, și fiecare. Și cu cultura lui și așa mai departe. El la întâlnire, da, la conferință, se uită după dincolo. Fete. Așa, da, se uită după fete. Acolo te duci pentru Iisus, pentru... Înțelegi, și da. El a fost convins că sunt papucu la piciorul lui, dar nu n-am a avut auzit succes, asta, nu? Asta e traducere din franceză? Din sau franceză, din... direct. Sunt papucu la piciorul lui. Da. Nu pot să, acum că ai ca zis... la Sondrion, știți? La acum, cenușa... Da, la cenușereasa, da, așa. Dar asta e bine că ai spus-o tu, că dacă o spuneam eu... Așa, ați fi măciu. Oh, de mine, de ce? Adică, domne, papuc, picior, da, nu? Nu, nu, de ce? Papuc potrivit. Dar din cât mă vezi, crezi că o să rețin expresia asta sau nu? Da, sigur. Fără, căutați o traducere mai bună. Fără mari probleme asta și să vreau să o scot din minte. Nu știu de ce o să-mi o amintesc cândva undeva, da? Așa. Deci, bun, ce ți-a plăcut la ea? De ce ai pus aparatul de filmat pe ea? Văzut că este credincios. Am știut că vine de familie credincios. Da, pentru tine era important butucul, de unde vine familia. Da. Da? Was du da invertzat mol, da invertzat bringt Parinzi se trächte pentru Dumnezeu, pentru imperatia lui Dumnezeu. A fost și este frumos. Corect. Frumoasă. Frumoasă. Da, da, e ok, numai... Gramatica. Da, gramatica, cam creu, în română. Nu, 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 aici doar am vrut să priceapă toată lumea că e vorba despre și tine. Și mi-a plăcut extraordinar hotărârea ei să rezolvă ceva în viață care a păcat la cap. A fost la... A fost încăpățenat. Armată. A, nu încăpățenată. A fost perseverentă, da. A fost unul dintre primii femei din Franța care a intrat în armată din Franța și a fost acolo 8 ani. No. Asta, sincer, m-a impresionat. Păi ia, lămurește-mă. Acum sărim de la una la alta și ne facem la cum l-ai convins pe tata să o convingă pe ea. Ce ai căutat în armată? Păi când a fost timp de bacalaureat, a fost timp să ne hotărâm ce vrem să facem. Eu medicină am vrut, dar n-am avut capacitate intelectual, fizic, chemie și așa mai departe. N-am cum memorie ziceam, bună. N-ai avut nervi pentru asta. A, nu, 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 am vrut, a fost dorința mea. Da? Am făcut orele suplimentare, fizic, chemie și cum a sens naturel, biologie. Da. Nu s-au legat toate. Nu s-au legat. Bun. Așa, și am pregătit toate examenele paramedicale, asistentă socială, că în Franța trebuie bacalaureat și examen de intrare. Uh-huh. Asistenta medicală, moașa, laborantină, nu mai știu, fizioterapie. Și la fiecare a fost ceva unde nu am fost acceptat. După am sperat să intră în școala de limbă străin, că îmi place foarte mult limba străin, și n-am avut voie că a fost prea departe de acasă. A fost într-un oraș prea departe și tata a refuzat să ne lasă să studiam departe și unde nu aveam biserica, unde nu aveam o legătură cu frați și surori. Și atunci tata era ascultat sau cum? O, da. Tata nu ne-a lăsat să căutăm calea noastră singură. Păi nu, că la unii facultatea e cu atât mai frumoasă, cu cât e mai departe de casă. Nu,
Sora mea a fi fost acceptată între cea mai mare și renumită facultate din Franța, dar nici nu l-a lăsat acolo. Deci ai aia cu capul mare, cu așa, știe... nu a avut voie și fiecare dintre noi trebuia să se caute un loc de studiu sau de deci învățat. Deci tata trebuia să țină lucrurile sub control, să absolut, știe... Absolut, mai ales fete care noi n-am fost căzătorită și fiindcă tata e responsabil pentru fiica sa până la căzătorie, pentru tata a fost un punct foarte, foarte nu decisiv. Prea se negocia treaba asta, nu... Nu, dar am înțeles. Mai târziu am înțeles încă mai bine. Mai ales când ved și azi de zi tinerii care plec și nu mai vin. M-a fost foarte greu că școala, am fost acceptat acolo, la școala de limbă străină. Și a fost prima an unde au fost acceptat fete la pregătire la școala de ofițieri în Franța. Și atunci am depus dosarul în acord cu tata. Dar cred că au crezut că nu sunt acceptat. Ce a zis? Să nu neglijez. Mama nu a fost fericită, dar am fost acceptat, am fost doi fete acceptate în Franța. Și atunci a fost început de o carieră la armata franceză. Și ce ți-ai propus să devii armată? Am vrut totuși să merg tot pe calea limbă străin, mai la informații, la lucrul ăsta. N-am ajuns la scopul meu, de fapt. Am ajuns în transmisie. Da, da. Și acolo m-am făcut carieră. Am mers destul de multe ori în străinătate pentru Franța. Și până că cineva... A căutat să mă opresc de... O intrat pe fir. A fost interferența, da, interferență din transmisie francez și nemțo. E ca și când armata a descoperit că am relație, de fapt, scrisoare și telefon cu cineva din străinătate și el a fost din Germania din Est atunci, atunci plus minus m-au scos afară direct. M-au spus, nu mai aveți loc la noi, că e tot secret confidențial și așa mai departe. Și au vrut să mă pun la un loc mai ușor, mai de birou, dar eu am fost mai la teren. Și atunci am reușit să ne înțelegem și m-au dat frumos afară sau am demisionat, nu merge elegant, demisionat. Așa, m-au dezlegat de contractul meu. Și atunci am plecat în țara dușmanilor. Noștri. Deci după ce ai luat-o de la loc bun și cu tare, da, ce înseamnă viața, știi? Ai crezut că cel mai greu o să-ți fie că pleci în Germania? O, da, a fost greu. Și pe când te-ai obișnuit un pic totuși cu Germania? Am venit din România unde plecați? Alte paralel dificile. Da. Din România unde plecați? Ce planuri aveți? Să vedem ce spune Dumnezeu. Până Dumnezeu nu spune nimic, rămânem aici. Nu avem plan deloc. Deci în continuare la dispoziția lui Dumnezeu. Nu, acum am rămas curios. Cum l-ai lămurit pe tata să o lămurească pe ea? Am luat primul contact și conversesc că nu frut deloc. Nici cu neam. Legătura. Și, dar și de ce? Am venit și de la țara. Părinții a fost țăran. A fost nemț. Scurt, nu trebuie scurt. Altceva. Scurt. Joacă nu l-am cunoscut, nu am știut cine este. Domne, joacă Franța și Germania, eu sunt cu Franța. Este zis că dacă faci ceva, te duci la tatăl meu și vorbesc cu el. Nu așa. El a insistat, dar mă vede încă, am fost tot cu uniform de luptă și curier veneau. Erai în uniformă? Ba da. Și vine așa, postmanul nostru și... Ride toată lumea. Sergent primește o scrisoare din Germania. Și ei au murit mai repede decât eu, că de 2-3 ori, nu știu de câte ori ai scris, de 2-3 ori și de fiecare dată l-am băgat în buzunar. Și ce vrea asta cu mine? Ce, nu l-ai deschis? Nu. Doamne, dar nu-l cunosc, ce mi scrie din Germania? Nici nu l-am cunoscut, sincer. Dar el m-a cunoscut că am fost și în familia lui. Cu tata. Când mergeam la conferință, a fost tot normal că fiecare familie primea musafir. Și noi am fost musafir la ei. Cât suflet o pus acolo în scrisoarea aia, poate o desenat și o floricică și tu o bagi în buzunar. Eu sunt cu floricică.
În fine, el s-a băgat în cap și, na, odată am deschis, ce vrea asta cu mine, și am băgat iarăși în buză, nu mă știu foarte bine. Și vine a doua și am spus și la colegii, vai ce mine vezi așa, tot după mine, eu nu vreau nimic cu un nemț. Na, în fine, s-a dus până la tatăl meu și au discutat și tatăl meu foarte diplomatic. Dar de ce? Scris, ah, dacă m-am dus în Canada la sora mea. M-am dus în Canada și am avut mult așteptare la fiecare stație, mai ales în Paris, exact. Și în Paris am spus, ok, iau felicitări frumoase că tata n-a învățat și dacă nu vreți nimica de un băiat, să fiți măcar corect, scrieți politicosul înapoi, mulțumesc mult că te-ai gândit la mine, dar te rog frumos, lasă-mă în pace. Dar eu n-am scris direct așa, am scris, am vrut să-l fricoșez, dar am scris pe francez, du-te la tatăl meu, convins că tata spune, lasă fica mea în pace. De păcat, el departe, a luat la cu gând că eu nu fac așa, dar eu am făcut direct s-a așa. S-a dus la tata și a explicat că nu am niciun șans, nu știu ce au discutat. Că dușmanul nu e chiar așa de dușman. Și tata mă sună într-o zi și nu mă sună mult când am fost în Amata, nu a fost legătură telefonică azi de zi. În fine, mă spune, nu poți să vii tu la conferință în Germania, acolo, acolo. Ai o mașină mare, poți să iei niște tineri. Și nu mă duc, eu am promis că sunt de serviciu, mă rog, sau să ajut la surorile mele. Când n-am fost de serviciu, am fost la surorile mele. Cu copii mici, da, lasă-le că se descurcă. Ei, hai, am nevoie de o mașină și no, tata, tu poți cu misiune, să fii tata, tata, misiune, tine. Iisus are nevoie de tine. Tu știi că Dumnezeu vrea să veniți la întâlnire și așa mai departe. Interesant, sunt părinții. Da, am fost ascultător, că n-am fost convins, n-am vrut să mă duc, că nu-mi place să mă duc acolo. Și am luat o mașină plin de tineri și m-am dus la conferință. Erai șoferul? Da, da, a fost mașina mea și am fost șofer. Neștiind că neștiind de toate intrigele lor, așa. Și atunci, acolo, cred că a fost atunci, da. Yeah. Eu traduceam din germană pe francez, predicii traduceam, am fost în cabinet de traducător, cum a fost atunci. Și intră, se deschide ușa, intră în băiat, pun un bilețel și pleacă. Și fratele meu o ride de toată inima că ei au fost prieteni, dar eu nu-l știam pe el. Și m-a propus o întâlnire. Tu ai gândit că îți dai ceva de tradus? Sau de ce? Și eu spus, Doamne, acum mă scapă de el odată de tot. Și am scris, da, ne întâlnim acolo, nu mai știu cum. Și m-am gândit, oricum nu știu unde este. Eu niciodată sunt punctual, încă n-a reușit să mă face punctual după 25 ani de zile. Deci aici n-ai devenit nemțoaică? Nu. No. Păi de ce francezii sunt mai... Puțin mai liber, mai comod așa. Știți, de ce atât nemții trăiesc pentru munca și noi muncim pentru viață. Dar ce nevoie. Așa. Și în fine m-am gândit niciodată nu ne întâlnim. Dar de păcat, am găsit și parcă. Deci ai spus că vă întâlniți într-un loc pe care nu el m-a propus un loc. A, și tu ai zis da. Dar tu n-ai știut unde e locul. Dar n-aveam GPS, n-am știut, eu cu orientare am fost zero, cu tot că l-armata e important, dar am fost și încă sunt. Ies de aici, nu știu unde trebuie să mă iau. Bine că te-ai orientat. Așa. Ce trebuie? Și m-am dus la oraș prevăzută și de păcat l-am găsit așa, și am spus, dacă așa trei puncte se împlinesc, accept voia lui Dumnezeu. Sau accept semnul că Dumnezeu vrea ceva între mine și el. Măcar îi dau o șansă, da. Așa, dar s-au împlinit toate trei puncte pe care am fost convins că niciun se împlinește. Deci nu avea cum în mod natural. Așa, da. În mod natural nu avea cum. Așa. Și până azi de zi trăim așa, cu mult minuni din ăștia. Că diferențele sunt mari între noi. Deci sunt diferențe mari? Absolut. Mi-a rămas în minte, dar atunci n-am avut ideea. Eu multe am pierdut, dar nu, le-am pierdut că poate n-a fost să fie. Deci prima dată am crezut că glumește. Am fost undeva și îmi zice un bărbat, frate, între mine și nevastă mea nimic n-avem în comun. Eu mă uit la el, zic, bă, zice o glumă, că mai îmi place și mie să glumesc sau ceva.
Dar îți dai seama că mi-a rămas în minte, mă gândesc la ei, 20 de ani de căsătorie, nu știu ce. După asta mă întâlnesc cu el și cu nevasta. El spune, zice, frate, noi nu avem nimic în comun. Diferiți, zice, de nou. Iar de acolo, zic, mă, dar stați un pic, aveți 20. Eu zic, ce are una cu alta? Noi ne-am căsătorit, suntem în voia lui Dumnezeu, ne ducem cu viața înainte, dar nu suntem cu figurile, fiecare cu diferențele lui, dar știm să trăim frumos. Am zis, Doamne, minune dumnezească. Da, voi aveți multe în comun, numai da, că nu toate. Da. Da, dar se poate și așa. Se poate. Se poate. Da, dacă renunțăm, se poate. Dacă să renunțăm la ce trebuie și nu renunțăm la ce nu trebuie. Adică relația continuă și renunțăm la... Cei care trebuie să lasă puțin. Da, nu mai contează cine lasă. Da, de multe ori soția trebuie să lasă. Da, de mine. Cine zice chestia asta, înțeleg eu mai multe. Da. Dar el s-a obișnuit deocamdată sau încă nu s-a obișnuit să mai lase? El s-a obișnuit mai ușor decât da? Eu. Și înseamnă iubirea și bărbat înțelept. Mare minune dumnezeiască, da? Da, el e un bun exemplu de minune. De minune și de iubire. Învățat amândouă, da. Învățat amândouă. Da, viața e frumoasă, da. Deci să te gândești, deci voi nu intrați într-un tipar din ăsta romantic cu floricele și nu știu ce și uite o viață. Bun, și o viață frumoasă, o slujire frumoasă, păi numai... I-am zis la unul o idee cândva, zic, el a vrut să-mi spună, cumva să confirme că asta e chiar de la Dumnezeu, dar felul în care a scris a fost foarte hazliu, a zis, Viorele, e clar că e de la Dumnezeu, că tu nu puteai gândi așa ceva. Dar eu am înțeles să o traduc cum trebuie, că era o confirmare că e de la Dumnezeu, deci la voi e clar că e de la Dumnezeu, nu? Da. Și familia și lucrarea. Da. Care sunt cele mai mari probleme care le-ați avut cu copiii voștri? Cele mai mari probleme? Unul al treia băiat a fost foarte bolnav când a născut. A fost operat la inima cu 10 zile. De 2 ori la inima deschisă. Cu 4 ani. La 10 zile după ce s-a născut? Da. La torax deschis. Altfel nu a putut să trăiești. Asta a fost un timp foarte greu. Și cu 9 ani iarăși. Atunci aproape am murit în timp de operație. Și atunci am fost deja în România. Am fost singura cu el la spital. Și mereu fiecare an, Germania, România, s-a fost foarte așa sunt. Timpul unde suntem la spital despărțit sau timp de sarcinele grele, toate sarcinele au fost grele, mai ales 3 sarcini de gemeni, 2 cu prenăscut, prematurat. Și să fim singur dincolo. Luni de zile în Germania și am fost singur cu celălalt copil în România. Asta a fost foarte greu. Și când a murit fetița noastră. Al doua pereche de gemeni. A fost băiat și fetiță și fetița a murit cu un an. Asta a fost foarte greu. Și cel mai mare, când a fost în ultima clasă și început la facultate, nu a fost să știe nimic despre credință. Cel care e în Pakistan. Și nu a trăit o viață frumos atunci, asta a fost foarte chiar, mai ales dacă a fost vorba de primul copil. Și odată e durerea pentru copil, durerea că dă o linie și pentru ceilalți. Pentru ceilalți și știind în cauza de lucrare care facem, noi am avut efectiv, mai ales eu, câteodată prea puțin timp pentru copiii mei. Efectiv, asta a fost clar. Și atunci dacă vezi că, uite, acum se poate merge și la un drum greșit, nu știu dacă am putut să accept asta. I-ai reproșat ceva sau te-ai abținut? Nu, nu am ce să reproș. Nu i-ai reproșat. Am ales împreună și stăm atâta că rezistăm împreună. Spun așa că de multe ori mi-e mai greu mie decât lui, cred. Sau eu vorbesc mai mult despre ce mi-e greu. Așa credem toți, dar nu, noi nu avem curajul să spunem. Așa, poate e mai așa. Nu, că cu băiatul am avut totuși legătura bună și el, așa e o mică povestire,
interesant, de fiecare dată când venea acasă, deschidea ușa, unde e mama? Mamă, să spunem la noi. Și de multe ori mă caucea peste tot și mai târziu m-a spus să știi, mama, că ce m-a ajutat să mă întorc și să vin tot acasă. Am știut că este acasă, că nu mai respingi. Și asta m-a fost un mare încurajare și pentru rest de lucrare, și cu ale noastre și cu celălalt. Să le ofer un acasă, egal cum se dezvoltă, egal ce drum merg, că nu este mâinile noastre. Eu consider că și aproape normal că îi cad pe nas, că merg pe cale greșită și nu avem să prefacem orice. Dacă cad și le ajutăm cât putem noi să se ridic și dacă Dumnezeu dă har, atunci se ridic copilul și copilul trebuie să hotărăște singur. Dar să știe că e acasă, că nu e respins, egal cum se dezvoltă. Deci și dacă produce bucurie și dacă produce durere, e tot în inimă. Da. Mare lucru. Și totuși, noi am fost foarte strict, că da. nu au avut voie, de exemplu, să vină cu o fată acasă, cu o prietenă. Adică principiile le-ați păstrat. Da, sigur, da. Categoric. Păi poate că asta a ajutat mai mult. Că dacă renunțăm la principii, atunci... Ce mai rămâne, nu mai prea rămâne. Și deschidem ușa și pentru ceilalți. Da. Nu știu câți v-au mulțumit pentru lucrarea care ați făcut-o. Bănuiesc că unii au criticat, au bombănit, că din astea sunt destui, da, și chiar au și curajul să zică. Nu știu dacă ați întâlnit unii care chiar au făcut din critică sau din asta și un act de spiritualitate, dar nu vreau să intru în subiectul ăsta. Și acum nu o să încerc eu să vă mulțumesc în locul lor, dar nu știu dacă înseamnă pentru voi sau nu, mi-a plăcut ce faceți acolo și m-am bucurat de ceea ce faceți și mulțumesc lui Dumnezeu pentru voi. Și mă rog să vă dea binecuvântare în continuare. Știu că voi faceți mult pentru mult ce ați făcut. Ce ar putea face bisericile pentru voi? Asta nu înseamnă că vor face neapărat, dar măcar să vă întreb, ce ar putea face bisericile? Acum, toată lucrarea care facem este bazat numai pe donație. Nu avem niciun invit, nici la stat, nici la părinții. Noi lucrăm fără salar, toți care vin din străinătate și unii și din România lucrează fără salar. Asta, orice donație de partea o biserică pentru noi este un ajutor foarte, foarte mare. Și un alt parte este să găsește biserică locală, copii potrivit pentru noi. Ei cunoște situația familiei lor mult mai bine decât noi. Și dacă primim o cerere, nu prea cunoștem familie, copii, și mereu semn de întrebare, este un copil potrivit pentru noi, este bine să ajutăm sau nu. Dacă asta este pregătită și din partea bisericii, pentru noi este mult mai ușor. Da, deci voi continuați să fiți deschiși în continuare pentru copii, să-i luați, să-i ajutați. Lucrarea care o faceți, o faceți cu inimă, cu seriozitate. Bisericile v-ar putea sprijini în rugăciune, bisericile ar putea să vă ajute, să zic cumva, în selectarea copiilor, ca să știți că investiția voastră, omenește vorbind, ar avea șanse să dea roade, dacă le pune Domnul pe inimă să vă ajute și financiar. Noi nu suntem pregătiți, că nu am crezut astăzi că vom vorbi prea mult despre lucrare și ați văzut că le-am îmbinat, dar mie chiar îmi place lucrarea care o fac acolo, dar dacă unii sunteți interesați, știți cum să luați legătura cu noi, noi vă punem în legătură cu ei și eu personal n-am pretenția să mă credeți pe mine, ci am curajul să vă spun, dacă vreți să vedeți ce lucrare fac acolo la fața locului, să vă duceți să-i vizitați, să vedeți ce lucrare fac, mai puneți voi întrebări, dar m-aș bucura măcar să începeți cu aceasta, să-i susțineți în rugăciune, pe ei ca familie, copiilor, copiii care sunt acolo, că toți sunt ai lor, cei care lucrează, voluntarii, și să stați înaintea lui Dumnezeu să vedeți în ce domeniu vor să vă folosească, dacă vreți să ajutați sau aici sau în altă parte.
s-ar putea, dacă vă duceți acolo, să rămâneți un pic surprinși unii și să vă smerească un pic Domnul, dar ne prinde bine smerenia la toți. Iar dacă slujirea nu este acolo, știți că noi vă îndemnăm, slujiți-L pe Dumnezeu unde vă cheamă El. Putem avea preferințele noastre, dar ce hotărăște Dumnezeu? Și vis-a-vis de timp și vis-a-vis de loc este bine, este foarte bine. Și încă o dată, a-L sluji pe Dumnezeu nu înseamnă a fi un tânăr sau o familie fără probleme. Omenește vorbind, cu copiii voștri puteați trăi o viață liniștită, aveați destule pe cap, nu vă trebuia să mai luați copiii altora. Slujesc nu cei care au o viață liniștită și n-au ce face, slujesc cei care și-au dăruit inima lui Dumnezeu și sunt la dispoziția lui Dumnezeu. Slujirile sunt diferite, Dumnezeu este același, binecuvântările lui sunt suficiente. Încă o dată vă rugați pentru ei, vă rugați pentru noi și îl binecuvântăm pe Dumnezeu că în Iisus Hristos este exemplu de slujire, de la El învățăm în mod continuu. Învățăm numai lucruri frumoase și n-avem cum să vorbim de slujire fără să vorbim și de răsplată. Unele le vedem aici, altele ne așteaptă dincolo. Rămâneți sub binecuvântarea lui Dumnezeu și gustați din bucuria de a-I sluji pe alții oferind binecuvântare. Mulțumesc tare mult că ați venit. Și noi mulțumim. Rămâneți sub binecuvântarea Domnului.